Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face acum o etalare în care aș vrea să cer cărților să ne spună ce mesaje are persoana dragă pentru dumneavoastră, dragii mei. Ceea ce gândește, ceea ce pune la cale, ceea ce mai trece prin minte și ceea ce vrea de la dumneavoastră pentru că eu cred că aici încă mai sunt lucruri de spus și sunt lucruri de văzut, da? de văzut și de trăit. Deci avem lucruri care trebuie spuse, lucruri care le veți vedea și lucruri care trebuie să le trăiți în continuare cu această persoană. Haideți să vedem ce ne spun energiile și mesajele cărticelilor pentru acest om. Haideți să vedem, dragii mei, care sunt mesajele de astăzi. Ce vrea această persoană dragă dumneavoastră să vă zică? Sunt lucruri încă nespuse, nepovestite și așa mai departe. Haideți să vedem ce vor să spună. Bun, dragii mei. Avem niște energitare frumoase și multe, multe schimbări. Haideți să vedem ce se întâmplă pentru dumneavoastră. drăguților. Și după aceea vom vedea și din aceste cărticele micuțe niște mesaje. Dragii mei dragi, ce pot să vă spun despre persoana dumneavoastră dragă? Pentru că văd aici extraordinar de multe energii, sentimente, lucruri amestecate, lucruri care le simte și le vrea. Ceea ce văd aici este că ați avut o victorie personală în ceva și cred că Uh, vă simțeați la un moment dat amenințați, amenințați cu a pierde ceva, amenințați cu a fi descoperiți cu ceva. Poate mulți ați trăit aici niște relații secrete cu acești oameni sau au fost relații care n-au putut să meargă prea mult timp mai departe. Ceva s-a evit aici ca piedici, ori energii negative, ori persoane care vreau vă au vrut rău, ori pur și simplu ceva s-a rupt pentru că persoana aceasta a dumneavoastră era o persoană dificilă, complicată, cu foarte mari diferențe de mentalitate. Eu văd aici că ați avut foarte multe separări, mulți dintre dumneavoastră, și separări dureroase în trecut și trădări. Dragii mei, e clar că astăzi vă apărați de ceva sau de cineva, sau pur și simplu încercați să apărați ceea ce a mai rămas și ceea ce iubiți. Pentru că vă văd aici într-o competiție totală cu o persoană care nu sunteți dumneavoastră. Ori sunt rivale și rivali, ori pur și simplu această persoană se comportă ca un nomad, ca o persoană liberă la mare, la soare și dumneavoastră încercați să o aduceți pe linia cea dreaptă, încercați să o aduceți pe drumul uh, izbăvirii, încercați cumva să-l faceți un om mai conștient, mai responsabil și mai bun, pentru că mulți aici s-au comportat ca niște copii imaturi și tonți. Ceea ce simt este că uh, aveți aici legătură cu cineva, dragii mei, care este la distanță în acest moment, sau uh, sunteți blocați unul cu altul, sau nu mai comunicați absolut deloc. Văd aici că este cineva la care țineți enorm de mult, sau care ținea enorm de mult la dumneavoastră, și văd că mulți aici ați rămas fără speranța de a vă împăca, sau fără speranța de a mai face vreo schimbare acest om în ce privește relația cu dumneavoastră. Văd aici că mulți ați trecut prin momente de decadere, de, decădere, de tristețe, poate că unii, dacă îmi permiteți, dragii mei, ceea ce văd, este posibil să fie chiar și niște procese de conștiință. Acum, ori ați fost un pic duri, ori ați certat prea tare, ori ați fost un pic controlator sau ați fost și dumneavoastră geloși. și dacă nu sunt sentimentele dumneavoastră, le vedem în oglindă de la celălalt, pentru că eu cred aici că dumneavoastră ori ați permis cuiva să vă manipuleze, ori pur și simplu ați manipulat dumneavoastră pe cineva și acest lucru a fost făcut în mod greșit pentru că eu văd că cineva aici a fost dezamăgit, a plecat, a dispărut și altcineva încearcă să îndrepte lucrurile. Acum luați exact cum vă rezonează. Ceea ce mai simt este că vă veți da seama că norocul nu vine de două ori dragii mei și probabil poate că, nu știu, nu sunteți bine fără omul ăsta, dar uh, nici nu sunteți rău, ca și cum ați luat așa un fel de pauza temporală. E ceva care va necăji și pe dumneavoastră sau poate că mulți dragii mei stați de prea mult timp în această poziție de hai să vedem când vine, hai să vedem când mă sună, mai am vreo șansă, o să-l mai văd vreodată și așa mai departe. Nu sunteți bine fără persoana asta, dar nu sunteți nici rău, așa cum am spus. Eu cred însă că lucrurile au luat o întorsătură urâtă sau unora v-a mers pe dos de la început pentru că ați încercat să modificați ori caracterul acestei persoane, ori poate să luați loc cu, cu cuiva cu care el avea deja niște conexiuni anterioare. Sigur, nu este nimic greșit în a lupta pentru ce iubit, dar acum depinde și dacă cel iubit dragii mei trage la aceeași căruță cu dumneavoastră. Eu cred că Viața va merge înainte pentru dumneavoastră și pentru el, pentru că vin un pic momentele, să spunem, mai liniștite, mai normale. Mulți vă veți recăpăta, să știți, în perioada următoare, veselia și cumva pofta de viață. Vă veți căuta echilibrul în tot ceea ce înseamnă muncă, distracție, vacanțe, etc. Poate chiar mergeți la cumpărături, faceți niște îmbunătățiri. Pentru că văd aici că căutați sub orice formă să scăpați un pic de energia aceasta apăsătoare care v-a ținut mult timp, dragii mei, ca într-un fel de labirint sau închisoare, da? Deci sentimentele pentru omul ăsta v-au adus destul de multă tristețe și văd aici că mulți pur și simplu v-ați săturat să mai stați așa. Ce mai simt este că o altă categorie din cei care mă ascultă își doresc o familie. Dragii mei, este foarte frumos să-ți dorești o familie. Important e însă ca și persoana de lângă tine să fie capabilă, capabilă să formeze o familie cu tine, pentru că familia nu poate fi o singură persoană, după cum știți. Eu cred că um, vă veți face momente de bucurie, uh, vă veți aduce aminte de lucruri frumoase atunci când râdeați împreună, când vă distrați, pentru că văd aici că omul acesta este încă, în energia dumneavoastră într-un fel sau altul încă vă mai gândiți la el sau cumva mai știți ce se mai întâmplă prin viața lui chiar dacă este doar pe rețelele sociale sau prin prietenii Comun. Ceea ce uh, știți este că celălalt, dragii mei uh, a încercat să facă ceea ce a considerat el că e bine pentru el. Într-un fel la un anumit nivel, înțelegeți lucrul ăsta și poate că de aceea l-ați lăsat liber să-și rezolve ori unde s-a dus cu cine s-a dus, ori cei care pur și simplu au vrut să ia o pauză, să ia o gură de aer și să-și clarifice cu adevărat dacă și ei pe dumneavoastră vă vor. Atât de mult cât îi vreți dumneavoastră pe ei, pentru că e multă melancolie, mulți vă uitați aici pe fotografii și cumva trecutul vă cheamă sufletul din nou și dumneavoastră și celuilalt. Mai simt aici că mulți dintre dumneavoastră, dragii mei, simt cu adevărat că poate oftați așa cu gândul la niște lucruri din trecut. Uh, e clar că uh, oftați pentru că sunteți singuri, pentru că sunteți un pic dezamăgiți, pentru că nu știți ce va urma mai departe. Uh, ce văd aici este că mulți nu o să mai acceptați, dragii mei, sfaturi de la nimeni, nici de la prieteni, nici de la rude, nici de la părinți, pentru că mulți aici ascultând poate uh, aceste persoane, ați făcut greșeala să-l necăjiți pe celălalt sau să-l puneți pe locul 2. Lucru care, sigur, vi-a fost reproșat și dacă vă gândiți acum la rece, îi dați dreptate acelei persoane. Ceea ce mai simt este că uh, veți face chiar ce vă taie cap în perioada următoare. Veți primi uh, sfaturi de la divinitate și mesaje prin vis, așa că fiți atenți, dragii mei, la ce visați și la ce primiți uh, în jurul dumneavoastră ca semnale. Iar eu uh, cred aici că uh, mulți veți privi situația dumneavoastră din punct de vedere al celelalte persoane pentru a putea lăsa lucrurile să meargă un pic de la sine. Cărțile de tarot, aceste energii spun așa: nu fă nimic forțat. Stai și ascultă și observă, dragul meu, pentru că este momentul să vezi de la distanță ceea ce va fi. Nu te mai involucra în relații care să-ți aducă nebunie și dezastru psihologic, pentru că văd aici că mulți v-ați consumat și uh, pur și simplu nu sunteți în stare să ieșiți din acea depresie, să spunem, din acea obsesie, din acea situație în care această persoană va cam lăsat. Eu cred că mulți veți avea aici un nou început, poate nu neapărat cu aceeași persoană, dar văd aici că sunteți doritori de schimbări, dragii mei. Și probabil că încercați cumva, printr-o comunicare deschisă și liberă, să puteți să găsiți persoana potrivită. Pentru că teama de a fi respins sau de a fi respins de acea persoană din trecut există încă în mulți dintre dumneavoastră. De altfel, văd aici că a fost multă toxicitate, iar... Uh, sincer, a venit și timpul să iasă soarele pe strada dumneavoastră. Pentru că ați stat prea mult timp în energia unei persoane care poate nici ea nu știa exact ce vrea și cum vrea să facă lucrurile de acum înainte. Eu cred că. Vă veți împăca cu dumneavoastră vă, în primul rând, pentru că în momentul în care o să vă iubiți o să vă înălțați dincolo de aceste stări de ură, de supărare, de dezamăgire, dragii mei, veți putea vedea curcubeul. Ca să fiți pregătiți pentru orice fel de relații, inclusiv a celor care vor să se întoarcă din trecut la dumneavoastră sau a unor persoane noi, dumneavoastră trebuie să fiți pregătiți, vindecați și fericiți, da? Când starea dumneavoastră este rea, nici persoanele care se apropie nu vor fi. Ok. Eu văd aici că în perioada următoare, dragii mei, foarte mulți veți primi răspunsuri. Răspunsuri la aceste întrebări nelucidate încă, răspunsuri la aceste situații care v-au lăsat uh, îndurerat și despre care n-ați știut de ce și cum și. De ce vi s-au făcut acele lucruri. Cred că se vor rezolva multe, multe conflicte în perioada următoare. Mai aveți grijă, însă, la un dușman sau o dușmancă, probabil că este un partener sau cineva din trecutul acestei persoane care ori l-ați rănit, ori știe de prezența dumneavoastră, care văd că se uită de la distanță, dragii mei, și vă trimite multă energie negativă și mult uh, ghinion, așa, să vă meargă totul foarte rău. Cred că mulți aici veți lupta pentru cineva sau cineva, dar, dragii mei, așteptați ca lucrurile să se soluționeze și lăsați-l pe acest om să facă el primul pas. De ce spun asta? Pentru că apare aici o energie statică și foarte negativă în care persoana asta se mișcă acolo unde e și va trebui, în primul rând, să-și încheie situațiile și socotelile ca să poată să vină în condiții pozitive la dumneavoastră. Ceea ce mai simt aici este că vor fi multe oportunități în perioada următoare. Poate nu vă așteptați la aceste lucruri, dar credeți-mă că vor veni lucruri pozitive și frumoase și pentru dumneavoastră. Poate chiar. Uh, ar fi bine să vă focusați, dragii mei, pe viitor și să faceți un plan așa de bătaie în sensul bun pentru dumneavoastră, pentru sufletul dumneavoastră ca niciodată înainte. Pentru că eu cred că vă veți elibera din niște, din niște relații karmice care v-au tras mult de tot în urmă, dragii mei, și toată această perioadă, poate chiar ultimul an sau chiar uh, ultimele luni, n-au făcut decât să vă, să vă dea insomnii și să vă facă viața un iad. Eu cred că va trebui să faceți lucrurile singuri, lăsați-le să se întâmple, lăsați-le să se consume, pentru că eu văd că persoanele acestea imediat ce vor avea clar ceea ce își doresc de la dumneavoastră, vă vor căuta. Deci asta este ceea ce văd astăzi în cărți, doar că este foarte important să aveți răbdare și să nu vă mai stresați cu gândul la vine mâine, vine mâine, vine mâine. Vine când va veni, dar când va veni, dragii mei, văd că vine într-un mod serios și sincer pentru că să mai stați în, în relații de jumătăți de măsură, să vă simțiți nebăgați în seamă sau să vă simțiți chinuiți, controlați, manipulați. Nu cred că mai vrea niciunul dintre dumneavoastră să intre în aceste energii de care tocmai ați scăpat. Dragii mei, dacă veți stabili limite sănătoase în viața dumneavoastră, atunci lucrurile vor ieși bine, pentru că limitele vor ajuta foarte tare ca dumneavoastră să aveți lumina necesară pentru a ști cum să ghidați acest om, și cum să construiți din nou relația uh, dumneavoastră cu el. Drăguților, haideți să vedem ce ne spun și cărticelele acestea din acest tarot francez Mititel, pentru că aș vrea să văd un pic uh, care sunt uh, sfaturile lor pentru perioada următoare, da? Mă refer la persoana aceasta despre care vorbim. Haideți să vedem, dragii mei, ce se va întâmpla. Deci, avem așa. Avem justiția. Drăguților este clar că aici cineva cere uh, cu lacrimi în ochi sau cere în genunchi justiție. Nu știu dacă este vorba de dumneavoastră sau în oglindă de persoana dragă, dar cred că această carte mi-arată clar că veți avea parte de corectitudine și că, în final, vi se va face uh, dreptate în ceva în care așteptați de mult. Dacă este vorba de un proces de divorț, un proces de orice fel, este clar că veți câștiga aceste situații pentru că, în final, vi se va da dreptate pentru ceva care înainte nu vi se recunoștea. Avem forța! Este clar că și dumneavoastră sau celălalt dacă vreți să vedem în oglindă, are energia aceea că încă nu renunță la dumneavoastră, nu renunță la ceea ce aveți împreună și chiar dacă în momentul acesta nu poate să spună sau să facă nimic, credeți-mă că este aici o foarte mare putere și este vorba de energia relației între dumneavoastră și celălalt. Mergem mai departe cu turnul. Turnul, după cum știți, sunt niște situații care au ajuns la un sfârșit normal, natural și care trebuiau să fie în acel punct. Dragii mei, dacă acest turn nu intervenea între dumneavoastră și persoana dragă, cu siguranță că nu v-ați fi dat seama nici unul, nici celălalt de ceea ce vă doriți cu adevărat. Nu v-ați fi dat seama nici ceea ce vă doriți de la această relație, nici dacă vreți să mai continuați sau cât de mult vă iubiți unul cu celălalt. Mai văd aici diavolul, o mare dependență. De data asta vorbind de relații, diavolul este dependența, toxicitatea, faptul că uh, și unul și celălalt sunteți subjugați, să spunem, personal unul de celălalt. Este aici o foarte mare atracție și o foarte mare chimie între dumneavoastră și persoana dragă. Și mai vedem aici, dragii mei, nebunul. Nebunul este un nou început, este o persoană care lucrează la tot ceea ce poate să facă plăcut și frumos în viața asta. Eu cred că este începutul acela de care aveți nevoie împreună și dumneavoastră și și celălalt și cu siguranță o să-l aveți pentru că eu văd aici încă multă dragoste, multă forță, multă iubire și ați trecut amândoi prin aceste dezastre împreună. Da? Deci și unul și celălalt a suferit suficient, drept pentru care lecțiile karmice au fost învățate și cu siguranță veți ajunge la nivelul superior. Drăguților, aceasta a fost etalarea de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că m-ați urmărit. Dacă doriți talări personalizate, aveți datele mele de contact mai jos în descrierea acestui video. Uh, vă aștept cu comentarii, cu tot ceea ce doriți dumneavoastră să-mi lăsați, abonați-vă, dați pe clopoțel să primiți în timp util ceea ce public și vă aștept cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!